Bună ziua! La mulți ani celor pe care ne-am văzut în precedentele noastre întâlniri de pe anul acesta, cu speranța că toată lumea e gata. De mult. De mult. Așa am avut și eu senzația în seara. Nati! Mă vezi, mă? Da, început. În legătură cu evenimentele din ultimele zile, aș dori să încep prin a preciza că deși Partidul Național Liberal nu s-a implicat în niciun fel în organizarea manifestațiilor de protest de la București și din întreaga țară în ultimele zile, Partidul Național Liberal salută și este pe deplin solidar cu toți cei care au ieșit în stradă pentru a-și manifesta protestul și față de înlăturarea doctorului Raed Arafat și față de modul în care un proiect de lege a fost sau s-a încercat a fi impus neconstituțional și mai ales protestul față de actuala stare de lucruri și de comportamentul puterii din România. Toată lumea înțelege, cred, că ceea ce i s-a întâmplat doctorului Raed Arafat este doar un simptom. Și dacă am spus că noi salutăm și suntem pe deplin solidari cu protestatarii, este pentru că în aceste zile s-a dovedit că există încă în societatea românească resurse de solidaritate, resurse de apărare de către cetățeni, simpli cetățeni, a unei ordini constituționale și a unor drepturi fundamentale, a unor valori de care societatea are nevoie. Toată lumea înțelege că episodul Arafat este doar picătura care a umplut pahar. Și pentru că, așa cum ați constatat, nici noi, nici colegii noștri din USL nu ne-am implicat în prima parte, să spunem, a acestor evoluții, tocmai pentru a nu politiza un caz care era tipic pentru atacul pe care puterea îl dă la societatea civilă, cred că s-a putut constata foarte clar că războiul lui Traian Băsescu și al clicii sale aflate astăzi la putere nu este doar cu partidele politice din opoziție. Este un război cu întreaga societate, este un război cu drepturile fundamentale ale cetățeanului român, este un război cu elitele românești și este un război, la urma urmelor, cu toți acei oameni pe care cineva ca Raed Arafat îi reprezintă și îi simbolizează. Oameni competenți, oameni capabili, oameni care fac ceva în România și pentru România, dar care au defectul în viziunea actualei puteri de a nu se înregimenta, de a nu se ploconi la picioarele unui om care a ajuns să se considere atotputernic. Vorbesc de ani de zile despre derapajele antidemocratice și anticonstituționale ale președintelui Traian Băsescu. Vorbesc de ani de zile despre tendințele sale autoritariste și dictatoriale, despre disprețul său față de oameni și față de legi, despre disprețul său față de statul de drept, despre disprețul său față de tot ceea ce nu este controlat de către domnia sa și de către structurile de putere ale domniei sale. Am vorbit împreună cu colegii din Uniunea Social Liberală la sfârșitul anului trecut despre un nou demers al nostru de suspendare a președintelui. Și am fost aprig atacați de foarte multă lume ca și cum am fi propus o năstrușnicie. Iată că președintele recidivează și iată că am asistat în primele zile ale acestui an la o demonstrație de forță și de dispreț total față de Constituție a președintelui. Știe toată lumea, chiar și oamenii simpli, cine are drept de inițiativă legislativă în această țară. Știe toată lumea că aceste lucruri, cum ar fi reforma, legea sănătății, sunt stabilite clar prin Constituție ca atribuții ale Parlamentului, ale Guvernului, ale Ministerului de Resort. Traian Băsescu a încălcat încă o dată în văzul lumii și explicit toate aceste lucruri. Și, practic, am ajuns într-un moment în care, la începutul acestui an 2012, avem
mișcări de stradă semnificative, pentru că nu trebuie să fie 100.000 de oameni ca o astfel de demonstrație să fie semnificativă, pentru că puterea din România, președinte, guvern, majoritate parlamentară, instituții neconstituțional subordonate voinței unui singur om, i-au adus la exasperarea pe oameni. E foarte clar și cu prilejul acestei crize că noi nu avem guvern, e o absență jenantă, total descalificantă, dacă mai era nevoie, a guvernului, a primului ministru, a ministrului sănătății, care nu au existat într-o chestiune, într-o dezbatere, într-o temă publică de maximă importanță și care îi privea direct. Este foarte clar că din cauza a ceea ce face actuala majoritate parlamentară în actualul Parlament, nu mai putem vedea niciunii dintre noi un stâlp al democrației sau o garanție a democrației. Și e foarte limpede că aceste manifestări de nemulțumire se vor înmulți. Oricât ar încerca instituții care răspund astăzi la comenzile domnului Iga și, de fapt, direct la comenzile domnului Băsescu, să-i amenințe pe oameni, să-i sperie, să-i caute, să-i pedepsească pentru faptul că și-a exercitat un drept constituțional, pașnic, fără niciun fel de violență, fără niciun fel de dezordine publică. Oricât ar încerca aceste lucruri, nemulțumirea publică de o amploare fără precedent se va manifesta în continuare. Și dacă Partidul Național Liberal, repet, n-a fost implicat în organizarea acestor demonstrații, nu înseamnă că în cazul lipsei de răspuns din partea puterii, noi vom sta deoparte. Ne vom implica direct prin prezența membrilor noștri, prin chemarea în stradă a tuturor celor care nu mai au altă soluție pentru a-și apăra drepturile, pentru a apăra democrația și pentru a apăra dreptul la o bună guvernare în România decât ieșirea în stradă. E foarte clar că soluția politică imediată și singura, de altfel, rațională, este aceea de a face alegeri anticipate parlamentare. Pentru că în condițiile de totală discreditare a actualei puteri, cu președintele, cu guvernul, cu parlamentul actual, în condițiile în care, în general, cum se știe de multă vreme și poate azi, mai mult ca oricând, încrederea în general în politicieni este scăzută, singura soluție pentru ca autoritățile democratic alese să aibă un minimum de credibilitate și deci capacitatea de a acționa este aceea de a fi legitimate de un vot popular. Alegerile anticipate se pot face dacă există din partea puterii înțelegerea că trebuie să găsim soluții democratice la crize reale. Ni se oferă mereu false soluții la probleme adevărate, la probleme mari, la probleme din ce în ce mai grele. Războiul lui Traian Băsescu, care, așa cum spuneam, nu se mai limitează de mult la opoziția politică, e un război cu toată această întreagă țară. Nu putem restabili pacea. Nu putem ieși din tensiunea și aproape nevroza publică în care România s-a cufundat, decât printr-o soluție pe care toate sistemele democratice au aplicat-o și o aplică în astfel de situații. Alegeri anticipate. S-a întâmplat recent acest lucru, iată, în Spania, fără să existe o asemenea tensiune socială. S-a întâmplat în decursul istoriei mai vechi sau mai recente în toate țările de tradiție și de comportament democratic. Alegerile anticipate se pot face. Alegerile anticipate pot da șansa ca România să aibă, în fine, un guvern și să aibă un guvern susținut democratic de un parlament legitim ales, indiferent care va fi rezultatul acestor alegeri. Și ideea vehiculată de către Traian Băsescu, Emil Boc și ceilalți pedeliști, că într-un an de criză și pe fondul unei crize economice nu avem nevoie de campanii electorale, este ea însă și sprijinită de ideea că dacă am face mai repede aceste alegeri, ar fi mai bine. Pentru că, într-adevăr, anul 2012, dincolo de tensiunile interne care s-au acumulat din cauza
unei guvernări incompetente, abuzive și profund, profund corupte. Dincolo de asta, există într-adevăr și un context internațional cel puțin dificil. Și într-un asemenea context, România, ca orice altă țară, are nevoie de un guvern puternic, de un guvern legitim, de un guvern capabil să facă ceva, având în spate încrederea reînnoită a cetățenilor. Partidul Național Liberal și vom cere acest lucru și partenerilor din USL, cere public actualei puteri, președintelui Partidului Democrat Liberal, complicilor săi de la guvernare, să ne așezăm la masă și să pregătim cât mai rapid alegeri anticipate. Este singura soluție pentru ca pe parcursul anului 2012 tulburările sociale, manifestațiile de stradă, toate formele de nemulțumire publică să nu escaladeze. Pentru că acest lucru, evident, nu este în folosul nimănui. Nici al celor de la putere și nici al celor care ies în stradă mânați de exasperare și nu de diversiunile sau manipulările opoziției sau altor forțe politice. De asemenea, Partidul Național Liberal va iniția. Voi cere acest lucru biroului politic de luni și sper că va fi acceptat. Voi cere acest lucru sau voi propune acest lucru și aliaților din Uniunea Social Liberală, strângerea de semnături și dezbaterea publică în legătură cu proiectul nostru de suspendare a președintelui României. Noi știm foarte bine că în actuala componență parlamentară există o aritmetică ce s-a dovedit de fiecare dată insensibilă la voința populară, la așteptările societății, la marile teme și întrebări ale acestei crize politice. Și nu numai. Pe de altă parte, vedem foarte bine care este în acest moment starea de spirit a celor mai mulți dintre români. Și dacă nu putem găsi până la momentul în care vom avea un nou parlament cadrul de a discuta acest lucru în parlament, îl vom discuta civilizat, democratic, în societate. În fine, un ultim cuvânt pentru jandarmerie, pentru alte instituții pe care le respectăm, pe care le-am apărat atunci când au fost atacate de către același Traian Băsescu în 2010, în 2011. Eu înțeleg foarte bine și apreciez subordonarea militară, disciplina de tip militar. Sunt instituții care nu pot funcționa decât așa și care trebuie să funcționeze așa, pe baza unei discipline speciale. Dar în același timp, aceste instituții, într-un stat de drept și într-un stat democratic, trebuie să acționeze cu respectul legii, cu discernământ și evaluând lucrurile așa cum ele sunt. Nu poți, și ne pronunțăm categoric împotriva oricărei încercări de a pedepsi, de a amenda, de a urmări, de a hărțui niște oameni pentru simplul motiv că și-au exprimat protestul în mod pașnic, în mod civilizat, în stradă. Nu există democrație în care oamenii să nu aibă dreptul să facă lucrul acesta. Nimic din manifestările de la Târgu Mureș, de la Brașov, de la Timișoara, din București de ieri, nu a degenerat în violențe sau în comportamente care să exceadă cadrul firesc democratic al unor manifestări de nemulțumire. Așadar, cerem insistent tuturor instituțiilor care apără ordinea publică să nu treacă dincolo de ceea ce într-un regim democratic este misiunea lor. Și mai cerem, de asemenea, două lucruri. Pe de o parte, poate e momentul ca instituții importante din statul român care sunt obligate prin Constituție să țină o neutralitate politică fără fisură, să reafirme public prin șefii lor acest angajament și acest lucru. Și aici am în vedere serviciile speciale, SRI, de exemplu,
Aici am în vedere instituții foarte importante care nu au voie, nu au dreptul să se implice în jocul politic. Și aici mă refer la diferitele parchete, la Agenția Națională de Investigații, cărora le cer atât să reafirme public și să ceară tuturor angajaților lor, oamenilor care lucrează în aceste instituții, să respecte legea, să respecte Constituția, să se țină departe de ceea ce a devenit, cred, evident pentru toată lumea, sunt tendințele aberante, dictatoriale ale unui om și ale unui regim. În fine, mă mai adresez și cer Curții de Conturi să ne răspundă dacă este adevărat că în 2010 de la bugetul Ministerului Sănătății s-au alocat circa 2 milioane de euro pentru studiu de impact, pentru Comisia Prezidențială care a pregătit această lege. Curtea de Conturi a sfârșit de curând un control amplu asupra diferitelor instituții care au folosit bani publici și e cazul să știm dacă a existat sau nu o alocare pentru un asemenea studiu de impact, pentru că studiul de impact, desigur, știm că nu există. Dacă sunt întrebări în legătură cu aceste teme. Nadia Ciocin, de UMTV. Ați spus că PNL nu s-a implicat în organizarea mitingurilor, însă protestul de aseară a fost inițiat de un membru PNL pe Facebook. Eu nu pot să... și nu doresc să cenzurez activitatea a zeci și zeci de mii de membri ai Partidului Național Liberal. Nu știu dacă printre cei care au lansat pe Facebook chemarea la o mișcare de protest și salut faptul că acești oameni au luat această inițiativă și salut încă o dată faptul că mii de cetățeni ai României au răspuns acestei chemări, era sau nu era membru al Partidului Național Liberal. Dacă era membru al Partidului Național Liberal, îl felicit în calitate de președinte. Ceea ce am spus este însă că Partidul Național Liberal nu a luat inițiativa organizării unor manifestații de protest. Acestor manifestații de protest. Este cu totul altceva când un partid organizează sau se implică în organizarea unei manifestații ca partid și cu totul altfel și cu totul altceva faptul că membrii ai săi, în nume personal, inițiază sau participă la asemenea manifestări. Sigur că în cei 4-5 mii de oameni de la Târgu Mureș, în sutele de oameni de la Timișoara, de la Brașov, miile de oameni de aseară, ori fi fost și membrii Partidului Național Liberal. Și încă o dată mă bucur dacă au fost. Dar asta e cu totul altceva. Daniela Lita, România, vorbim despre aceste proteste și despre eventuala implicare a liberalilor. Vă gândiți să mergeți și astăzi în piața universității, la ora 2, unde s-a anunțat deja o altă adunare? Eu nu am mers nici ieri și nu voi merge nici astăzi din motive foarte simple. Sunt președintele unui partid și nu doresc să lăsăm cel mai mic loc unor interpretări nepotrivite. Manifestările care au avut loc în ultimele zile au fost manifestări spontane ale societății civile, fără legătură cu războiul politic dintre actuala putere și actuala opoziție. Oamenii au spus foarte clar ce i-a deranjat, oamenii au spus foarte clar pentru ce a ieșit în stradă și ce doresc. Și sigur că în sensul acesta, efectul mediatic pe care l-ar genera în prezența mea sau un alt lider politic din opoziție, Victor Ponta sau cuiva, ar fi de natură să deformeze sensul și originea acestui protest al oamenilor. Dar, încă o dată o spun, cred că liberalii și, evident, în momentul în care PNL-ul va chema el la asemenea manifestări de stradă și președintele liberalilor, este normal ca cetățeni cu drepturi depline să-și manifeste această poziție. România are nevoie de această reacție a societății civile și, încă o dată spun, o salut pentru că am cerut-o, am făcut apel la ea pe parcursul întregului an 2011. Nu putem numai noi, politicienii cu armele democratice ale politicii, să dăm semnalele suficient de puternice sau să impunem la un moment dat anumite soluții. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, vorbeați de necesitatea de a se declanșa alegeri anticipate. Ce procedură legislativă, legal, cum propuneți să se ajungă la aceste alegeri anticipate?
exact cum scrie în Constituție, nu altfel. În momentul în care, există un acord, de asta am cerut puteri acest lucru, în momentul în care există un acord politic între formațiunile care sunt prezente în Parlament pentru alegerile anticipate, se anunță acest lucru, după aceea intrăm în procedurile prescrise din Constituție și cel târziu, în luna martie, putem să avem alegeri. Este evident însă că o asemenea acțiune și din partea puterii și din partea opoziției ar detensiona lucrurile și ar da, într-adevăr, repet, șansa ca autoritățile României, Parlament, Guvern, în consecință și toate celelalte, să aibă o nouă credibilitate. Indiferent, repet, cine câștigă aceste alegeri. Ideea că o mai lungim până la sfârșitul anului, idee legată foarte clar de toate manevrele puterii de a câștiga oricum, prin orice mijloace aceste alegeri, este una extrem de periculoasă și este una absurdă. Dacă Traian Băsescu s-a speriat, că s-a speriat, de posibilitatea ca niște sute de oameni să se strângă în piața universității, ca 1000 de oameni să ajungă în fața 1000 de jandarmi sau câți erau acolo la Palatul Cotroceni, atunci trebuie să înțeleagă ce va fi la sfârșitul anului 2012. Sau ce va fi în momentul în care ar măslui aceste alegeri. Nu sunt soluții raționale și dacă la Traian Băsescu, ceea ce e îndoielnic, la cei din jurul său, la asociații la această guvernare, precum UDMR-ul, a rămas un minimum de rațiune politică și de responsabilitate, trebuie să înțeleagă că lucrurile acestea nu se pot rezolva în democrație cu vot prin corespondență, cu furt, cu punga, nu se pot rezolva la nesfârșit. Mai câștigi a doua oară președinția, mai câștigi un colegiu la neamț, dar nu se poate. Semnele pe care societatea românească le dă, așa calmă și puțin înclinată spre protest în stradă cum este ea, sunt clare. Și Traian Băsescu n-a retras. La fel de abuziv cum a introdus proiectul de lege al sănătății așa, că s-a jenat de 300 de oameni sau de 500 de oameni ieșiți undeva într-un oraș mondial. Claudiu Papa, Realitate. Domnule președinte, acum, odată cu retragerea legii sănătății, există și vreo variantă, vedeți posibilă vreo variantă legislativă? Apariția unui alt proiect, poate din partea PDL-ului, poate? În primul rând, eu am refuzat totdeauna să joc în această piesă proastă regizată de Traian Băsescu, în care joacă mulți actori, și dintre noi politicieni, și dintre noastre jurnaliști. Și refuz și acum. Și eu nu consider legea asta nici introdusă, nici retrasă. Nici băgată, nici scoasă. Pur și simplu, avem de-a face cu un om care, dincolo și împotriva tuturor prevederilor constituționale, se joacă de legiuitor. E foarte clar, președintele României nu are drept de inițiativă legislativă. Sigur, am înțeles, sunt de acord că președintele României, ca și oricare alt cetățean, dar sigur cu greutatea funcției sale, poate să ceară public la un moment dat o astfel de inițiativă. Poate să exprimă păreri în legătură cu modul în care ar trebui alcătuit o lege. Poate că să semnaleze realități, nevoie din societate, cărora cei îndrituiți să facă legi, să inițieze și să facă legi, să le răspundă cu un proiect de lege. Dar Traian Băsescu, lăsând la o parte orice păstrare a aparențelor, de această dată a vorbit în afara legii, în afara Constituției. Eu înaintez proiectul de lege, eu cere acum primului ministru să retragă. Eu nu consider că s-a întâmplat nimic și nu răspund în calitate de parlamentar și nu răspund în Partidul Național Liberal în calitate de parlamentar decât celor care acționează în limitele constituționale. Deci deocamdată noi nu avem niciun fel de semn de existență, un semn vital de la Guvernul României, de la primul ministru, de la Ministrul Sănătății, că închipuiți-vă că există și așa ceva. Statul român, în condiții de austeritate, plătește un prim-ministru, plătește un ministru al sănătății și nu există. Atunci când se discută despre nici mai mult, nici mai puțin decât legea sănătății, reformării sistemului de sănătate. Deci în momentul când acești oameni vor iniția vreo discuție pe acest subiect,
participăm la ea. Și punctele noastre de vedere sunt foarte clare. Partidul Național Liberal nu e un partid deloc neimplicat, deloc străin de această problematică. Vă reamintesc faptul că dacă toate reușitele lui Raed Arafat și ale oamenilor care au lucrat împreună cu el în sistemul SMURD, îi se datorează în primul rând lui Raed Arafat. Om despre care și despre prestația publică a căruia am vorbit înainte de a ieși acest scandal. De multe ori. Și la care am făcut trimitere de altfel prima oară când ne-am întâlnit pe acest an, până să izbucnească scandalul cu domnul Băsescu și am spus că trebuie să ținem cont de părerea unui asemenea om. Dar voiam să spun că merită în primul rând al lui Raed Arafat, dar nu trebuie să uităm că întotdeauna politicienii au fost iresponsabili, așa cum sunt cei care guvernează azi. Că guvernul tărician, ministrul Eugen Nicolaescu, l-au numit pe Raed Arafat în funcția în care el s-a aflat, până când a fost înlăturat, mitocănește, de către Traian Băsescu, că acel guvern tărician, că acel ministru Eugen Nicolaescu i-au dat tot concursul lui Raed Arafat și i-au asigurat cu pârghiile politice și administrative posibilitatea de a pune în practică proiectul său, ideile sale, eforturile sale. Așa încât noi avem și abia așteptăm să discutăm aceste teme mari ale unei sau unor legi privitoare la reformarea sistemului de sănătate din România, dar asta n-are nimic de a face cu toate abuzurile și aberațiile lui Traian Băsescu de la început de an. Dacă mai există un guvern în România, dacă mai există un ministru al sănătății, dacă mai există un prim-ministru, suntem gata să discutăm cu ei. Dar cel mai bine ar fi, repet, să ne lase și să putem discuta aceste lucruri în momentul în care avem un parlament pe deplin legitim și un guvern care să existe înainte de toate. Spuneați la un moment dat că există informații cum că în 2010 ar fi fost alocați 2 milioane de euro pentru Comisia Prezidențială care a elaborat proiectul legii sănătății. Ne puteți spune, știți, dacă... Pentru un studiu de impact, că la Comisia Prezidențială, că în altă parte, cred însă că Ministerul Sănătății e dator să răspundă la o întrebare, dacă vrea, dacă nu, o să așteptăm începutul sesiunii parlamentare, o să facem o interpelare și de asemenea Curtea de Conturi, care, repet, are îndrituirea și mijloacele de a controla aceste lucruri. Și o ultimă întrebare. PNL consideră că în acest moment este necesară o lege care să schimbe regulile din sănătate? Există foarte multe lucruri care se pot discuta despre sistemul de sănătate din România și sigur că la unele dintre ele s-a referit în desele sale discursuri din ultimele zile și președintele Traian Băsescu. Nu e cel care a descoperit aceste lucruri. Încă o dată vorbesc despre guvernul liberal, ceea ce nu fac foarte des, cum știți, despre ministrul Eugen Nicolaescu pentru a spune că măsuri și măsuri bune pentru reformarea sistemului de sănătate au fost luate și atunci. Sigur că există lucruri care în continuare sunt de remediat, sunt de schimbat, sunt de reformat în sistemul nostru de sănătate. Și Partidul Național Liberal, ca și Uniunea Social Liberală, vă aduc aminte că au și lansat un program sau o sumă de puncte de vedere principiale în legătură cu acest lucru. Nu avem niciun fel de dubiu în a discuta despre aceste chestiuni și a le remedia. Problemele, cele două probleme mari la care și președintele face referire, dar într-un mod incorrect, rămân sub finanțarea pe care văd că președintele o pune totuși în discuție. Dar care este clar, indiferent ce se întâmplă cu banii după aceea, sistemul este subfinanțat și subfinanțat cronic în România. Nu trebuie să fii doctor ca să spui asta, nu trebuie să fii nici președinte, nu trebuie să fii nici parlamentar, nici măcar medic sau pacient. Avem niște cifre care ne situează acolo unde ne situează în toate sistemele europene de sănătate. În al doilea rând, vorbim de găurile negre de banii care se strecoară sau se revarsă, cuvânt mai potrivit, din sănătate, de modul în care Casa Națională și diversi ei șefi, ca și ramificațiile teritoriale, au gestionat acești bani, păi cel mai în măsură să ne spună unde sunt problemele, unde este corupția, ce nu funcționează, ar fi actualul președinte, actualul prim-ministru, actualul ministru al sănătății.
gestiunea din vremea noastră în care s-au făcut reforme, repet, reale, și sistemul SMURD este o dovadă. Poate că e printre puținele lucruri, dar este. Lucruri bune făcute în România, în timpul unei administrații, în timpul unui guvern. Ne-ar fi spus până acum, poate să ne spun acum, autorității. Nu Partidul Național Liberal este cel care se opune inițiativei private, în orice domeniu. Dar așa cum, în general, pe toate politicile și discursul de dreapta, Traian Băsescu este un impostor jenant, și aici pledoaria pentru inițiativa privată s-a substituit, de fapt, unor teme pe care nu avem cum să le confundăm. Obligațiile statului față de cetățenii săi, obligațiile statului în momentul în care încasează de la cetățeni, de la companii, de la persoane fizice, persoane juridice, niște bani, în calitate, de fapt, de mare asigurator. Și putem să discutăm și să facem în detaliu toate aceste chestiuni. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună.